Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă știți, dar CNAIR, adică fostul CNADNR, compania cu drumurile din România, a prezentat o a treia variantă autostrăzii Ploiești-Brașov. Adică autostrada a trei munte, aia, Comarnic, știi? Da, mă rog. Care prevede, țineți-vă bine, o viteză maximă de proiectare de 80 de km pe oră. Asta e ceva nou pentru mine. Bun, sigur, nici nu sunt de specialitate, dar eu, sincer, nu am auzit niciodată până acum de autostradă cu viteză de proiectare de 80 de km pe oră. Am mai văzut segmente pe aici, pe acolo, 100 de km pe unde am mai circulat prin Europa. Autostrada n-are serpentine, nu? Asta cred că are, la 80 de km pe oră. Sau poate e autostradă o face serpentinioasă? Pentru bicicliști. Îi pune și scări? 80 de km pe oră, asta e autostrada. E una din proprii, ea treia. Mai au și altele, această variantă. Acum, deci, e dezbatere publică. Varianta asta se află în principiu în dezbatere publică. Timp de o săptămână. Noi ar trebui să trimitem opiniile noastre la CNAIR până pe 11 mai. Le primește Ion. Cred că robot. Da, pentru că eu am intrat pe site. Eu am vrut să-mi fac datoria de cetățean. Și am intrat pe site-ul CNAIR și am căutat. Nu am reușit să găsesc pe site-ul CNAIR formularul respectiv, nici proiectul. Am dat căutare pe Google. Din Google am intrat în ceva, dar care părea să fie oricum, se referea la altă chestie și a încercat să descarce niște fișiere care nu s-au putut deschide la mine pe calculator și am abandonat. Dar, ca să înțelegem mai bine despre ce e vorba, l-am sunat pe Ionuț Ciurea de la Asociația Pro Infrastructura. Bună dimineața! Bună dimineața, vă mulțumesc frumos de invitație. Bun, mai întâi de toate, acum sigur, noi suntem răutăcioși, dar oamenii care se pricep ar putea să ne explice ce este autostradă cu limită de viteză de 80 de km pe oră. Adică nu e cam aspirațional autostradă? Nu știu. Serios. Da și nu, să știți că viteza, în primul rând sunt două discuții și este vorba despre viteza de proiectare, nu viteza cu care o să circule vehiculele. Și viteza de proiectare, în termeni tehnici, înseamnă foarte simplu explicat și rapid. Viteza maximă cu care pot circula toate vehiculele care au voie pe autostradă, adică inclusiv camioanele, martirurile, cum le spunem noi, limbaj popular. Adică tirurile pot circula cu 80 de km. În condiții de siguranță. În condiții de maximă siguranță cât poate oferi drumul respectiv. Asta înseamnă că acolo unde se impune o declivitate, se cheamă, o pantă în esență, o pantă mai mare, adică mai abrupt, că ești la munte, da, totuși. Da. Și o curbă mai strânsă, să poți ține camioanele totuși acolo în siguranță, cu o bandă de urcare. Vedem, astea sunt detalii de proiectare, nu e timpul lor acum. O să urmezi. Pe secțiunile sau pe segmentele cele mai grele, viteza de proiectare să fie undeva la 80-90 de la oră. Asta înseamnă că tirurile circulă cu 80-90 acolo și mașinile mici cu 10-20 peste această viteză, undeva la 100-110. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, este ok. A spus și dumneavoastră mai devreme că ați mai văzut prin Alpi, și nu numai prin Europa, segmente pe autostradă, cu dobe, pe sens, cu tot cu ce știm că înseamnă autostradă. Avantajul acestei variante ar fi că e mai ieftin, adică ar fi totuși 1 miliard de euro, spre desuire de 2 miliarde cât ar costa variantele de viteză mai mare. Da, cu cât duci și viteza de proiectare la 120 sau chiar 130, asta înseamnă că poți să circul cu 130-140, dacă ai și legislație pentru așa ceva. Sunt țări unde, mă rog, și asta e o discuție. Atunci, dacă vrei viteza asta la munte, trebuie să scoți mult mai mulți bani, pentru că trebuie să faci și tuneluri mai lungi, viaducte mai lungi și eventual mai adânci și atunci costurile îți cresc semnificativ. Bun, eu nu știu, dar tot auzim despre autostrada asta Ploiești-Brașov de ani și ani de zile. O să costă... Da, da, întrebarea este așa. Bun, dacă se justifică din punct de vedere economic, adică în afară de discuția electorală, în afară de bucureștenii care vor să meargă în weekend cu mașina pe Valea Prahovei, că nu le place să meargă cu trenul, există cerere comercială? Există, cu siguranță există, pentru că nu e vorba doar de București, nu e trafic doar de weekend. Într-adevăr, pe weekend, mai ales în sezon, traficul crește, n-a zice neapărat exponențial, dar semnificativ. Și atunci putem să fim păcăliți că e o autostradă pentru bucureșteni. Dar dacă ne uităm un pic la harta asta, noi avem o problemă cu munții și am spus-o de mai multe ori. Trebuie să trecem din partea de sud în partea de nord, dacă vrem să mergem din Muntenia în Ardeal. Și din est în vest.
Și trebuie să mergem pe undeva, că n-avem cum, că ne blochează munții chiar în mijlocul țării. Da. Și atunci ar trebui, pe lângă Sibiu-Pitești, să mai avem o trecere. Pentru că trecerea asta a Carpaților pe Brașov nu este doar pentru vest, poate aia pentru vest este mai mult Sibiu-Pitești. Asta este pentru centru și pentru nordul țării. Uh-huh. Ca să aglomerezi excesiv Valea Prahovei, e o nebunie. Chiar dacă prin reducere la absurd, nu știu, mâine am avea autostradă, deci pe Sibiu-Pitești, zic. Uh-huh. Deci această autostradă este cu siguranță, dincolo de traficul regional, că practic unești Brașovul de, de capitală și de port mai departe, nu? Da. Cu siguranță se justifică eforturile care ar trebui într-un final făcute și făcute cu cap. Asta e întrebarea. Din fericire... Adică cumva e încurajator că se pun în dezbatere publică trasee, avem trei variante, niște prețuri estimate, dar toată discuția asta... Niște prețuri estimate că au scăzut de pe la 8-9 miliarde cât erau poveștile astea cu tuneluri și viaducte de 10 kilometri, au ajuns într-un final la niște sentimente mai bune și a trebuit să ne coste într-adevăr autostrada asta undeva la 3 miliarde și jumătate, poate 4 maxim. O să vedem după ce se aprobă traseul final și după ce o să facem studiile de teren. Că una este să forezi printr-un anumit tip de teren, alta este să forezi printr-un teren foarte, foarte dificil, care alunecă sau, mă rog, are tot fel de proprietăți de astea prin care... Mm-hmm. E greu de fie de furat tunel, fie de făcut viaduct. Și atunci costurile finale rămân de văzut. Mai ales că o să fie după aceea, evident, licitație. Și la licitație de lucrări. Și la licitație de lucrări o să vină niște constructori care o să zică, da, din costul ăsta estimat, eu vă fac autostrada cu prețul X. Bun. Ultima întrebare. Dar este acesta un proces acum care a început și nu mai poate fi oprit? Că au mai fost discuții publice, încă o dată, de pe vremea aia lui Berceanu, ministrul la transporturi, tot vorbim de autostrada asta, ai senzația că se apucă de treabă și nu se întâmplă nimic. De data asta e ceva schimbat? Din fericire, de data asta e ceva diferit, pentru că s-a vorbit de autostrada asta de 4 ori și s-a încercat de 4 ori concesionarea, poveștile astea cu PPP, atunci da. Nu se pupau banii, pentru că nu aveai, apropo de ce spuneam mai devreme, cu traficul. Acolo traficul care este pe autostradă, în cele mai bune vise pe care le-am putea imagina, nu era suficient pentru a plăti construcția propriu-zisă, autostrada propriu-zisă, dobânzile și profitul antreprenorilor, doar din taxele pe care șoferii ar trebui într-un scenariu de ăsta să le dea. Dar de data asta există finanțare. De data asta există finanțare europeană și există această procedură, acest contract pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic, adică să se scoată la execuție direct lucrările. Și e un mare dacă, asta este cumva și presiunea pe care o punem noi, să se facă un studiu corect, mai ales studiile de teren să fie bine făcute, acele foraje geotehnice. Mai ales studiile geo. Mulțumesc frumos, Ionuș Iurea, de la Asociația Pro Infrastructură, pentru toate explicațiile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.